La un an de zile de când a fost declarată stațiune de interes local, Comuna Polovraj din județul Gorj încă nu a reușit să facă rost de bani pentru a dezvolta infrastructura menită să-i atragă pe turiști. Autoritățile au finanțat în schimb o tabără de sculptură pentru a realiza un sat dacic lângă peștera dedicată lui Zamolxe. Pentru piste de biciclete, trotuare sau străzi moderne, autoritățile trebuie să caute banii necesari. În urmă cu un an, autoritățile locale din Polovraj visau să obțină fonduri de 5 milioane de euro. Rangul de stațiune a fost declarat însă prea târziu și sesiunea de finanțare a proiectelor s-a închis. Așa că, pentru a atrage turiștii, autoritățile au finanțat cu bani de la bugetul județean o tabără de sculptură lângă așa zisa peșteră a zeului Zamolxe. A fost cândva o cetate aici la Polovraj, noi am coborât dacii din munte exact în sat. Și sunt convins că această horă a dacilor, care de fapt este un fel de bine ați venit la noi în sat, va fi o lucrare care va fi apreciată și căutată în același timp. Din peisaj face parte și o casă dacică aflată încă în lucru, iar de anul viitor la Polovraj vor fi organizate și spectacole menite să-i atragă pe vizitatori. Vor fi inclusiv întreceri, turniruri, eventual scene de bătălie între daci și romani și așa mai departe. Deci zona trebuie să trăiască, efectiv zona trebuie să trăiască. Și să atragă turiști. Să atragă turiști, pentru că asta este scopul. E în devenire, să fac pași, care să văd. Simțiți? Am fost și anii trecuți, e diferență mare față de ce e acum. Sunt convins peste câțiva ani va fi mai frumos. Transformarea comunei în stațiune i-a determinat și pe localnici să-și transforme casele în pensiuni. Există spații de cazare, avem de toate, ne suntem pregătiți, dar iarna e greu că neavând pârtie deschisă sau neavând ce face, din doar cei care să se odihnească. O noapte de cazare la pensiunile din zonă ajunge la 120 de lei. Din Polovraj se poate ajunge foarte ușor la Peștera Muierilor, dar și pe șoseaua Transalpina. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.